program conține plasare de produse. Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi sunt gazda emisiunii Aducători de Bucurie. Îl avem ca invitat pe părintele profesor Emilian Prodan și astăzi vom discuta despre de ce plâng sufletele. Ce puteți să ne spuneți, părinte, despre acest subiect? Subiectul, cred că este de interes pentru fiecare om. Nu există om care să nu fi plâns. Nu există om care să nu fi suferit. Iar plânsul, când vorbim despre el, poate veni din două motive, sau din mai multe chiar. Pe de o parte, poate fi din durere a sufletului, când te doare ceva și nu poți trata cu medicamente, când ai pierdut pe cineva, când ai fost dezamăgit, când ești dezamăgit, când ești mințit, când ești trădat, când ți se promite ceva și ceea ce ți s-a promis nu s-a înfăptuit. Și mai există plânsul de bucurie, care este efectul unei emoții puternice pe care o simțim și care se declanșează la un anumit moment, fie pentru că am aflat o veste frumoasă sau pentru că suntem câștigătorii unui premiu sau artiștii care plâng atunci când sunt adulați și emoția sălii este una foarte puternică. Trebuie să știe cei care ne ascultă că emoția, de fapt, este cea care dirijează tot ceea ce înseamnă câmpul de organizare, de gândire și de trăire a propriei vieți. Un om care nu se poate controla sau nu-și poate controla emoțiile, va plânge foarte repede. Se întâmplă frecvent, mai ales la locul de muncă, atunci când poate șeful, printr-un exces de furie sau șefa, a ridicat tonul sau a țipat la tine și atunci, necăjindu-te, modul prin care ți-a vorbit, ți-a declanșat o emoție negativă și ai început să plângi. Știința și psihologii ne spun că plânsul este o descărcare neuronală, o descărcare a minții. Dar să știți că plânsul în exces nu face bine. Pentru că odată cu lacrimile care curg, aduce un consum interior foarte mare și rupe câte o bucățică din inima ta, care este fragilă și care este filtru a multor situații pe care le experimentezi din viață, pentru că viața nu este întotdeauna așa cum am visat-o sau cum ne-am gândit noi. Viața este cu bune și cu rele. Viața bate filmul, vor spune unii. Și așa este, pentru că avem mulți vise, ne îndrăgostim de holograme, ne imaginăm un anumit mod de a fi și de a trăi care nu are nimic de a face cu realitatea în care ne-am situat sau în care ne situăm și ne întrebăm de ce. De ce mie? De ce ție? Îți vei răspunde, iubite suflete, pentru că tot dezechilibru care l-ai în corp astăzi și în viață este produs de propria ta gândire și propria ta conștiință și de multe ori prin gândire și prin modul în care te comporți în fiecare zi devii propriul tău dușman, fără să-ți dai seama că te autodistrugi. Și aș începe cu câteva exemple ca oamenii care mă ascultă să mă înțeleagă. Primul și cel mai frecvent exemplu pe care noi oamenii îl avem este legat de supărare. Supărarea, dacă ar fi să o traduc din punct de vedere științific, este un câmp de energie foarte nociv.
Este o gaură neagră formată din expresiile mele sau acelora care mi le-au transmis prin cuvânt sau prin vibrația cuvintelor lui. Ca să fiu mai înțeles, dacă cineva spune că ești prost, dacă cineva te jignește, te înjură, te umilește și te face să te simți mic sau te desconsideră, acea energie negativă emisă prin ura gândirii acelui om și poate fi o gândire bolnăvicioasă, nu neapărat una reală, aceasta te dărâmă pentru că ea se sedimentează în inimă, rămâne implantată în subconștient și ea produce plâns pentru că îți transmite ție, de fapt, o imagine falsă a ceea ce ești, adică ești un incapabil sau o incapabilă, ceea ce nu este adevărat. Fiecare om ar trebui să asculte această emisiune. Mi s-a propus să le înregistrez și audio, să le dau și să le transmit pe TikTok și pe alte canale, Twitter, să le pun și în autoturisme, pe stick-uri, ca oamenii când călătoresc să le asculte. Pentru că ele vin nu dintr-o pregătire a mea. Să nu aibă cineva impresia că eu citesc pe un prompter sau că mă pregătesc săptămâni să vorbesc despre ceea ce vă vorbesc în fiecare emisiune. Toate emisiunile le-am făcut și vorbele pe care eu vi le transmit, cuvintele mele, sunt prin inspirația Duhului Sfânt. Și vă vorbesc dintr-o inimă sinceră a unui om care a cunoscut și mărirea, și decăderea, și umilința, și adulația. A unui om care a trecut prin toate etapele vieții, de care unii se folosesc pentru a mă denigra sau a mă prezenta într-o lumină total neadevărată în fața oamenilor sau a celora care nu-mi vor binele. Eu decât atât pot să spun, să ierte Dumnezeu. Dar revenind la subiect, oamenii plâng pentru a se descărca, spun psihologii, iar eu vin și spun că nu e așa. Oamenii plâng pentru că suferința lor este încuibărită într-un suflet sincer și sufletele oamenilor, încă o dată, n-au nicio legătură cu personalitatea, cu genetica de care ne vorbesc specialiștii. Sufletele oamenilor aparțin unei forme divine numite sacru, însă ele pot, atenție, fi predate de bunăvoie Duhului cel rău, care folosindu-se de autoritatea nevăzută, să pătrundă acolo și să transforme bunătatea și darul lui Dumnezeu în ură, în dorință de răzbunare și toate aceste simțiri pe care omul ajunge la un moment dat să le aibă, dorința de răzbunare, de a epata, de a arăta că este el cel care trebuie să facă judecăți sau să le imită. Toate aceste gânduri nocive trec prin filtrul minții, mintea începe să devină virusată și se descarcă în inimă care se îmbolnăvește. Când un om începe să sufere, să aibă probleme medicale, când un om începe să devină neputincios, atunci își dă seama că undeva a greșit el, părinții, străbunicii, și că ceva n-a făcut la timp. Știți ce înseamnă să faci la timp ceva? Înseamnă exact ca la o mașină.
ai o mașină, dacă nu ai făcut revizia la timp, acea mașină te poate lăsa baltă când ți-e mai dragă lumea. Acea mașină poate rămâne fără frâne, fără direcție și te poate conduce spre moarte. Același lucru se întâmplă în viața de zi cu zi. Un om care n-are cumpătare, un om care nu înțelege că beția, alcoolul, îl conduce spre boli care de multe ori sunt incurabile și îl conduce spre groapă sigur, înseamnă că acel om este inconștient. Și înseamnă că în sufletul lui s-a așezat un duh care îl stăpânește și care este mai puternic decât propria lui voință, pentru că liberul arbitru este dirijat de propria voință și de propria conștiință pe care fiecare om are sau o are. Eu nu pot să spun unui om să fie bun, dar îi pot arăta și prezenta diferențele dintre bine și rău, dintre starea de bine, fericire și cea de suferință care nu numai tu o simți, din păcate, ci o simt și cei de acasă. Pentru că dacă un copil de-al tău este suferind, este neascultător, suferi și tu și întreaga familie. Dacă un membru al familiei te jignește, suferi și tu și întreaga familie. Iar acolo unde există jigniri în familie, acolo unde există dispreț în familie, nu există viitor. Adică, chiar dacă ți este drag sau dragă persoană, chiar dacă poate ai sentimente care ulterior, mai devreme sau mai târziu, se vor transforma în resentimente, drept dovadă că oamenii astăzi jură înaintea lui Dumnezeu că se vor căsători, să o iubesc și peste un an sau doi divorțează și să urăsc de moarte și își aruncă cuvinte grele. Și sufletul săracul ce face? Preia toate aceste răutăți, preia toate aceste nebunii și neînțelegeri ale vieții pe care tu le faci. Și suferă și suferă. Și plânge omul în tăcere. Era și un cântec, și bărbații plâng câteodată. Și dau acest exemplu că noi, bărbații, avem impresia că suntem cocoșii, știți, mai importanți, care stăm cu penele ridicate să ne arătăm forța. Și mulți greșesc, arătându-și bărbăția prin a lovi o femeie, prin a o jigni sau o minimaliza. Și le spun acelora, dragii mei, bărbăția nu ți-o arăți așa. Nu lovind o femeie, jignind-o, umilind-o, nu-ți place, dă-i drumul să plece. Pentru că dacă nu erai tu în viața ei să-i compromiți viața, ar fi fost altcineva care poate o făcea fericită. Și acest lucru este valabil și la femei. Dacă consideri că bărbatul de lângă tine este piaza rea, în ghilimele, că aveți tendința de uneori să vă plângeți, cât de mult suferiți, te obligă cineva să suferi. Nu te obligă nimeni. Vor fi șocați, probabil, cei care poartă rochii lungi. Nu toți. Că eu vin și încurajez ca oamenii să nu stea în suferință. Deși poate dânșii au alte păreri, nu poți să accepti umilința. Pentru că dragostea cu forța, cu sila, se numește viol. Acolo unde nu mai există iubire, nu mai există respect. Acolo unde nu există prețuire, nu există viitor. Și asta e valabil și la locul de muncă, pentru că mulți dintre voi vă plângeți că vă e greu la locul de muncă. Și aveți teama că dacă veți pleca de acolo, veți rămâne fără job. Nu este așa. Când alegi calea cea mai frumoasă, pacea, și ți-a închis poate destinul
o ușă îți va deschide Dumnezeu fereastră. Că în viața aceasta nu totul este legat de modul în care unii au considerat că trebuie să dirigeze lumea, ci lucrurile în viață mai sunt și după ceea ce simți. Și aici, atenție ce vă spun, întreabă-ți sufletul tău ce simte. Și mulți veți răspunde că simte o mare tulburare și simte griji multe. Ori tulburarea pe care o are sufletul este generată de ceva, de ceea ce este alimentat. Am întâlnit oameni care se iubesc și sunt atât de liniștiți, pentru că mintea lor și sufletul lor este alimentat de iubire, de prețuire, de respect. Și când spun respect, mă refer la mai mult decât cuvântul respect. Considerație, atenție. Și apoi, noi tratăm, și în mod special medicii tratează afecțiunile ale trupului, dar să știți că la noi, la biserică, au venit mulți medici care, deși sunt medici, nu își pot trata sufletul, pentru că am promovat acel concept de sacroterapie, care tradus înseamnă medicina sufletului, pe care mulți preoți o practică fără să știe. Pentru că tehnicile de vindecare și de ridicare din suferința unui suflet sunt multe, multiple, cele duhovnicești, pe care le aplică în mare proporție preoții, dar mai există și cele care țin de tainele minții, la care lucrează împreună cu noi psihologii și care explică fenomenele ce nu pot fi descrise în cuvinte, privind degradarea ta fizică și psihică. Am întâlnit oameni care s-au căsătorit, erau fericiți, îmi amintesc momentul respectiv, și după o perioadă de 10 luni, când am întâlnit-o pe doamna, era foarte slabă, și am întrebat-o ce se întâmplă. Și am zis, părinte, suferința mănâncă din mine. Sunt foarte nefericită. Și am întrebat de ce. Vă știu, când erați, râdeați, v-ați zâmbit. Pentru că nu sunt înțeleasă, nu sunt apreciată, nu sunt respectată. Pentru că soțul meu încă nu s-a rupt de mama și de tata, deși în Evanghelie spune, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și vor fi amândoi un trup. Unii nu pot face asta. Fie doamnele, fie bărbații. Și își conduc viața după cum gândește mama sau tata sau cum gândește X sau Y, care le dă lecții de viață și ei habar n-au de nevoile și problemele care le au. Și acest lucru este valabil în mod special și la călugării care dau lecții de viață celor căsătoriți, cu tot respectul și bucuria și stima pe care le-o port. Un călugăr niciodată nu va putea să dea sfaturi unui cuplu, pentru că nu cunoaște această lume în care există și derapaje și certuri și bucurie și apreciere. Dar poate să te învețe ce să te rogi, poate să te îndrume, dar să nu-ți dea sfaturi cum să-ți conduci viața. Că am avut o situație în care o doamnă venise cu un canon în care în fiecare zi n-avea voie să facă nimic. Și până la urmă bărbatul a întrebat, păi părinte, eu nu m-am însurat cu o călugăriță, ce să-i fac? Aia n-ai voie, că așa a zis părintele, aia n-ai voie, că așa a zis părintele. Și dacă n-ai voie și n-ai voie, până la urmă aceste reguli și legi, de multe ori, în loc să-l deștepte pe om, îl tâmpesc mai tare. De aceea poate unii mă iubesc și mă apreciază că sunt mai open în gândire, mai deschis.
și alții mă judecă că sunt prea libertin. Viața este frumoasă, iubiții mei, dacă știi să-i găsești frumusețea din ea. Viața e frumoasă dacă știi să o simți, că te poți bucura de o floare. Iar teama și de multe ori plânsul că nu vei reuși în ceea ce ți-ai propus, să știți că nu e de la Dumnezeu. Este de la diavolul care te aduce în starea de deznădejde și te face să te vezi neputincios. De ce? Pentru că a avut grijă cineva cândva să-ți spună că tu ești neputincioasă sau ești neputincios. Că a avut grijă cineva să spună că tu nu ești capabil sau capabilă să duci și să-ți rezolvi problemele și să te ridici din neputință. Și atunci omul plânge, dar plânge de multe ori de frustrare, întrebându-se de ce. De ce? Pentru că dacă stăm să analizăm puțin viața noastră, noi suntem oglinda propriului mod prin care ne gândim viața și prin care ne o dirijăm. Sunt oameni care toată viața se plâng. Dacă mama era, nu știu cum, reușeam, dacă tata, dacă bărbatul, dacă, și cu parcă se ia în barcă și dacă nu era, parcă se neca. Problemele existențiale și modul în care te simți și te fac să te simți au legătură, atenție, să țineți minte ce vă spun astăzi, cu emoția. Emoția este, de fapt, cea pe care noi o hrănim cel mai puțin sau căruia îi acordăm cea mai puțin atenție. Deși, carul mic răstoarnă carul mare. Și vă voi da un exemplu ca să mă înțelegeți și am mai spus acest lucru, poate și în alte emisiuni. 70% din noi este apa. Apa pe care o avem aici are memorie. Eu o beau zilnic și dacă aș învăța să mulțumesc înainte de a bea un pahar de apă și să-mi spun gândurile mele, ea s-ar identifica cu forța puternică, care nu poate fi măsurată, a subconștientului și gândul meu pozitiv s-ar transforma în realitate. Dar noi acasă avem sticle de apă plată, avem apa pe conductă și scoatem pe gură, emitem. Nu pot, n-am cum, mă doare, plâng, suferințe și încep să jignesc ticălosul, nemernica. Și toate aceste cuvinte devin o travă care se memorează aici, în apă. Ulterior apa o bem și peste câteva zile ea devine suferință. Pentru că noi am programat-o prin ceea ce am rostit pe gură, prin ceea ce am spus și modul în care ne-am concentrat viața. Și vreau să știți că apa intră în creier, apa hrănește celulele noastre care sunt vii și transformă gândul. Informația pe care am transmis-o prin cuvânt le transformă în gânduri negre și acestea devin virus. Și așa se îmbolnăvesc oamenii și plâng. Deci apa este 70% din noi, 20% este ceea ce mâncăm. O altă provocare a vieții, pentru că ne place multora păpica. Ne place să mâncăm, dar uităm că atunci când ne punem la masă să mulțumim pentru hrana care ne-a fost dată de Dumnezeu și avem pâine acolo, că spunem în rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și dacă nu mulțumim pentru pâinea care o avem, mâncarea pe care o introducem va hrăni pentru scurtă vreme trupul, o vom da afară
Și iată-ne continuându-ne viața în fiecare zi făcând același lucru. Mâncăm bine, bem, viața merge ca gâsca prin apă. Se întâmplă frecvent, multora. Și cea de-a treia, care este emoția, și aici aș vrea să mă opresc puțin, să o dezvolt, emoția, iubiții mei, este cea mai importantă din tot corpul. Ea are legătură cu mintea, are legătură cu sufletul, are legătură cu ceea ce gândești și ceea ce trăiești, pentru că ceea ce trăiești este efectul a ceea ce gândești. Și are legătură cu rugăciunea pe care tu poți să o înveți să o faci, pe care tu poți să o practici sau să nu o practici și pe care tu o folosești ca terapie sau așa, cuvinte goale. Toro, citim repede. Acatistul, că așa a zis părintele, mi-a dat canon, după care stau liniștit că mi-am îndeplinit canonul, dar n-am înțeles nimic din ce am citit, dar eu mi-am făcut canonul. Deci totul la nivel tehnic, nu la nivel de trăire. Și atunci, când omul apelează la această a treia forță din om, emoția, și se concentrează asupra ceea ce își dorește să îi se împlinească și îl roagă pe Sfântul, pe Sfânta, pe Dumnezeu, Sfinții pe care are protectori în casă, în cazul nostru Sfinții care sunt mărturisitori și de care v-am vorbit atât de mult și pe care i-am făcut cunoscut în casele dumneavoastră, sunt Sfântul Pangratie, sărbat pe 9 iulie, Sfânta Agnia, vindecătoare de boli, Sfânta Cecilia, câte românce n-au numele acesta frumos, Sfânta muzicienilor și ajutătoarea celor care vor să se căsătorească și Sfântul Emidie, opăzitorul caselor la cutremure și calamități, sărbat pe 5 august de Biserica Catolică și a căror sfinte maște sper să reușim să le putem aduce de la Roma, ca pelerinii și credincioșii care nu cântăresc ceea ce numim noi religie, ci pun mai presus de religie credința, îl cinstesc și îl iau ocrotitor. Toate aceste rugăciuni pe care noi le înălțăm spre cer cu o emoție sfântă, pentru că cu frică de Dumnezeu și cu cutremur să apropiați-vă, ne spune unul dintre textele Sfintei Liturghii, iar aceste cuvinte aparțin arhanghelilor Mihail și Gavril. Frica de Dumnezeu nu trebuie să fie una pe care noi o înțelegem prin filtru minții. Mi-e frică că mă bate. Frica înseamnă respectul pe care trebuie să-l ai mai presus de orice față de entitatea care a creat universul și care se numește Dumnezeu, forța nevăzută, și față de tine, pentru că tu ești creația Lui și te prezinți în fața Împăratului Ceresc, rugându-L să-și amintească și de tine și de necazurile vieții pe care le ai, pentru că toate acestea, nerezolvate la timp, vor aduce suferință, suferința va aduce lacrimi, și răspunsul este dat de ce plâng sufletele noastre, pentru că suferă, pentru că sunt triste, și cea mai mare tristețe pe care o poate avea un om este neîmplinirea. Să fii neîmplinit este un lucru trist. Să fii neîmplinit este durere. Să fii neîmplinit este, iubiții mei, mai mult decât puteți înțelege.
acolo este focul care mistuie și rupe câte bucățică din tine. Și de aceea ajung oamenii să slăbească când au necazuri. Din brunet să devină grizonat sau cărunt. Să îmbătrânească mai devreme decât e cazul, pentru că acolo, prin emoția negativă, prin suferință, se produce un consum atât de mare al nervilor, care nu poate fi descris. Nu poate fi explicat în cuvinte concrete. Și de ce nu poate? Mă veți întreba. Pentru că este rezultat a propriei tale voințe și a propriului tău mod prin care tu ai decis să-ți continui viața. Fie alături de o persoană care nu te respectă, fie alături de o instituție care nu te prețuiește, care nu dă doi bani pe tine. Și fie alături de oameni de vibrație joasă care te trag în jos. Și îmi place tare mult să reproduc, dragilor credincioși, un citat pe care un mare lider american l-a rostit cândva. Dacă vrei să evoluezi în viață, alegeți lângă tine oameni de calitate. Nu te întoarce în trecut. Și dacă vrei să spui cine ești, atunci când vei deschide gura, convinge-i pe oameni să înțeleagă care ți este adevărata valoare, iar pe cei care te-au denigrat să-i scoți din viața ta, să te rogi pentru ei, dar să nu-i mai ții acolo la rana care ți-au produs-o. Nu înțeleg mulți oameni asta. Dacă ai cunoscut o persoană care ți-a dus suferință în viață, ți-a produs o rană, dacă ai cunoscut o persoană care te-a făcut să plângi, te-a umilit, înțeleg să o ierți, dar să te întorci la ea, niciodată. Oricât de mult ai ierta, în subconștient există un chip, în suflet există o rană, în minte există o frică. Ce facem cu ele? Că nu te poți numi om fericit câtă vreme ești într-o stare de veghe continuă, de alertă, aoleu, da, dacă se întâmplă din nou. Dar dacă, repete greșeala, dar dacă, și acest dar dacă poate fi la nesfârșit. De ce să stau eu într-o stare de stres când pot să stau liniștit sau liniștită? Îmi vor spune unii oameni, păi da, dar sufăr, vei suferi. Știți că orice suferință se vindecă la un anumit moment, iar cei care astăzi suferă din dezamăgiri, de dragoste, din ăsta, 6 luni este termenul de vindecare, recunoscut de psihologi, psihoanaliști. Însă oamenii n-au răbdare. N-au răbdare să aștepte să se vindece și fac greșeala de a sări dintr-o barcă în alta imediat, fără să gândească la ceea ce ar putea urma, și de multe ori deciziile care le iau sunt pripite, sunt decizii dureroase care, în loc să vindece rana, o deschid și o fac mai adâncă, mai mare. Și vă spun, aveți grijă de suflete, pentru că sufletul nu este ceva material care îl poți mula. Ai o cărpă în doi, o croiești, ai un fier în doi, îl moi. Sufletul este spirit, este ceva mai presus, este dar al lui Dumnezeu. Și unii au un suflet tânăr și alții au un suflet bătrân. Și din păcate, marea greșeală pe care o fac tinerele noastre din ziua de astăzi
și tinerii, că au devenit tineri bătrâni. Adică ajung să se resemneze, asta a fost. Îi întreb câți ani ai, 30 de ani, 48, 46. Nu mai cred că mai există șanse. Chiar și la 25 de ani am văzut. Cum să spui asta? Când sunt oameni care au trăit cea mai frumoasă poveste a vieții lor după 50 de ani, a doua parte a vieții sau după 60. Și îmi spunea cineva atât de frumos: părinte, îl rog pe Dumnezeu măcar 10 ani din viață să-mi dea să mă simt ca un rege și pe cea pe care o voi găsi să fie ca o regină. Și mă refer la oameni de 70 de ani, de 60 de ani, de 50 de ani, care se consideră bătrâni pentru că citesc în buletin ca o vârstă. Nu e nimeni bătrân. Eu mă simt tânăr. Și le rog și pe doamnele care sunt mai vârstă să se simte tinere și frumoase. Și dacă zilnic te vei privi în oglindă și vei spune ce frumos sunt sau ce frumoasă sunt. S-a făcut experimentul pe care unii au spus că este placebo, că e de fapt poveste. Că oameni care în fiecare zi vorbeau în fața oglinzii și spuneau ce frumoasă sunt, am întinerit. A început culoarea părului să se regenereze, să redevină închisă. Am avut astfel de experimente după 2 luni de zile în care în fiecare zi, ca să nu vă mai spun că au scăpat și de dureri, că îl durea spatele, îl durea spre asta, ce frumoasă sunt, ce, un domn care îl durea spatele, ce, sunt sănătos, sunt sănătos. Pentru că tot ceea ce noi comandăm prin ceea ce spunem înseamnă programare în univers. Când vii și spui că ești bătrân, ai comandat în univers ca tu să devii un om bătrân, ori eu n-am văzut un om bătrân fără să aibă semne ale îmbătrânerii, părul alb, riduri. Hai spune, sunt un tânăr. Sunt o tânără, indiferent de vârstă. Vârsta e o cifră. Important cum te simți. Și să nu uitați că sufletul vostru poate fi tânăr câtă vreme voi acceptați asta. Dacă te-ai resemnat, dacă începi să te plângi și, repet, revin la emoție, devii ceea ce gândești și ceea ce vrei să fii. Pentru că, fără să-ți dai seama, tu ești de fapt propriul tău arhitect. Dumnezeu ți-a dat caroseria, ți-a dat un trup, te-a făcut frumos sau frumoasă, ți-a dat calități, mai multe sau mai puține. Fiecare om are ceva frumos în el. Știți că am întâlnit oameni care dacă îi priveai, te îngrozeai, arătau poate nu tocmai comercial, dar aveau o frumusețe a sufletului fantastică. De aceea multe dintre doamne, domnișoare, vin și îmi spun că s-au îndrăgostit de sufletul acelui om. Este frumos să te îndrăgostești de sufletul lui dacă nu găsești o atracție. Dar e important să nu te îndrăgostești de o hologramă, că atunci e grav. Pentru că holograma n-are nimic de a face cu realitatea. Mă adresez acum celor care sunt singuri. Singurătatea este dură. Unii pot fi singuri pentru că le-au murit persoanele dragi, au decedat. Alții pot fi singuri pentru că au acceptat această stare de latență, visând că se va întâmpla ceva. Se va întâmpla într-adevăr ceva dacă faci ceva pentru asta. Și există un ritual al împărtășanilor, al spovedaniei, a unor dezlegări de păcatele tinereții, indiferent, chiar dacă ai 27 de ani, poate ai păcătuit la 20 de ani, la 23. Și după ce faci aceste dezlegări, te împărtășești, te împaci cu Dumnezeu și rogi un sfânt
Avem pe Sfânta Cecilia, Sfânta Căsătoriilor, sau Sfântul Nicolae. Dacă vei cere ajutorul Sfinților să devină mijlocitori în cer, și acești Sfinți, după ce au devenit mijlocitori în cer, să îți împlinească dorința. Dorința poate fi împlinită printr-o șansă pe care o ai de a întâlni pe cineva, de a cunoaște pe cineva. Că până la urmă tot ce se întâmplă e scris, dar tu poți să influențezi ceea ce e scris scriindu-ți propria poveste a vieții și scriindu-ți de fapt prin felul tău de a gândi sau de a regândi propria viață. La ce trebuie să apelăm acum? La atitudine. Atitudinea este susținută de pilonul numit emoție. Să iei atitudine cu privire la propria ta viață. Să faci ceva, să schimbi ceva. Dacă ești prea slab să te îngrași, dacă ești prea gras să slăbești, dacă ești prea cărunt, apelează la tehnici de înfrumusețare. Privește-te în oglindă și spune ce frumoasă sunt sau ce frumos sunt. Dă-ți valoare. Și odată cu creșterea stimei de sine, vor crește și șansele tale de a fi observat sau observată și de a veni lângă tine persoana pe care tu ți-o dorești, pentru că, vedeți, e un nonsens. Cum să vină lângă mine femeia aceea frumoasă sau bărbatul acela pe care eu îl doresc, dacă eu sunt sub nivelul mării din toate punctele de vedere? Am o gândire negativă, plâng, am o gândire autodestructivă. Toate aceste lucruri înseamnă, de fapt, o automutilare sau autodistrugere pe care tu singur ți-o aduci în viața ta fără să-ți dai seama. Și ca să concluzionăm, respectă-te mai mult. Prețuiește-te mai mult, indiferent de vârstă, și nu da voie nimănui să te supere. Pentru că nu merită să plângi pentru nimeni, iar cei care merită nu te vor face niciodată să plângi. Este frumos să asculți cuvintele acestea, veți spune mulți, e greu de realizat. Tocmai că ai spus că e greu de realizat, de fapt ai pus singur verigă sau barieră în propria ta șansă de evoluție. Mergeți acasă, dragii mei, sau cei care sunteți acasă, scrieți pe o foaie tot ce vreți să deveniți. Să scrieți acolo, de azi vreau să devin mai frumoasă, mai frumos, de azi vreau să devin mai bun. Îmi propun ca într-un termen de 3 luni să-mi găsesc perechea sufletului meu, să-mi găsesc sănătatea, să-mi găsesc rezolvarea problemelor. Împachetați acea hârtie, puneți într-un sertar și când o veți deschide după 3 luni, veți vedea că 80% din ceea ce ați cerut și ați crezut a devenit realitate. În încheiere le amintesc celor care ne ascultă că Hristos a vindecat un bolnav și acel bolnav s-a întors să-i mulțumească și a spus Hristos așa: nu eu te-am vindecat, credința ta te-a vindecat, ceea ce ai crezut tu. Dacă Hristos îți confirmă că te poate vindeca credința ta, El este doar prezent la actul tău de voință și îl binecuvintează. Așa cum Sfinții o fac, atunci când îi duci în casa ta, când îi chemi în ajutor și le ceri ajutorul, așa și tu, iubite suflete, crede și nu te îndoi că ceea ce vei cere sau ceea ce ceri, să nu te îndoiești că nu se va împlini. Se va împlini. Și pentru asta vă binecuvintez. Să se împlinească, să aveți darul bucuriei și să fiți binecuvântați. Ne vom ruga acum împreună: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește cel rău, gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați! Acest program a conținut plasare de produse.